Începând cu data de 7 februarie, românii pot investi în titlurile de stat tezaur cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 4,50%, 5 și 5,35%. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt în formă dematerializată. Titlurile de stat pot fi cumpărate între 7-24 februarie 2022 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV. Operațiunile care pot fi realizate online sunt deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la unitatea trezorăriei statului, selectată, subscriere titluri de stat tezaur, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar pe numele investitorului. Între 7-25 februarie de la unitățile trezorăriei statului și între 7-24 februarie în mediul urban și 7-23 februarie în mediul rural, prin subunitățile poștale ale Poștei Române. Anul trecut, mai mult de 114.000 de români au investit peste 5 miliarde de lei în titlurile tezaur, o sumă record de la lansarea programului. Românii au încredere în bunitatea statului român, iar faptul că din ce în ce mai mulți bani sunt încredințați pentru economisire confirmă acest lucru, a declarat Adrian Căciu, ministrul finanțelor. Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Veniturile obținute din investirea în oferta de economisire lansată de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent ca urmare a emisiunii de titluri de stat vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.